În data de 13 decembrie, o mașină a fost lovită de tren la o trecere la nivel cu cale ferată de pe raza municipiului Câmpul Lung Moldovenesc. Potrivit cercetătorilor, în jurul orei 4:45, o femeie din Petroșani, în vârstă de 33 de ani, conducea autoturismul în care se aflau și alte 3 persoane. Aceștia se deplasau pe strada Constantin Dobrogeanu Gherea din Câmpul Lung Moldovenesc, din direcția strada Bunești spre strada Calea Bucovinei. Odată ajunsă la trecerea la nivel cu cale ferată fără bariere, semnalizată prin indicatoare și semnale luminoase și acustice, aceasta nu a respectat semnificația semnalelor acustice și luminoase aflate în funcțiune. Ca urmare, autoturismul a fost surprins și lovit violent de trenul Timișoara-Iași, autoturismul fiind târât pe o distanță de circa 45 de metri. În urma producerii acestui accident a rezultat decesul conducătoarei auto, dar și rănirea gravă a celor 3 bărbați, unul fiind soțul femeii, un bărbat de 33 de ani din Petroșani, ce a suferit plăci contuze, escoriații multe, contuzie bazin, fiind transferat la Spitalul Județean de Urgență Suceava. Un altul de 30 de ani din fundul Moldovei cu plagă contuză dreaptă, contuzie toraco-abdominală, contuzie coapsă dreaptă, stabilizat la Spitalul Câmpul Lung Moldovenesc și transferat la Spitalul Județean de Urgență Suceava. Și a unuia de 28 de ani din Câmpul Lung Moldovenesc cu traumatism craniofacial, traumatism craniocerebral, fiind transportat direct la Spitalul Județean de Urgență Suceava pentru investigații, întrucât starea acestuia era gravă.